Sănătoare, băieți, și bine ați venit la un nou episod. Suntem pe serverul FPLT România Roleplay. Deci vă aștept și pe voi. Noi acum am zis frumos, dacă tot e treaba asta cu McDonald's sau cu una alta, hai să ne băgăm bine pe el. Dar ce ai pățit, colegul? Poftim? Ce ai pățit? Mi-am prins piciorul, nu știu. Am înțeles. Te-ai scos. Vă aștept și pe voi, fraților, pe fâplită. Eu acum mă duc să mă îmbrac. Și încep să fac mai multe mișcări, una alta. Să văd care e toată schema. Pardon. Mamă, și mi-am pierdut ăla. Deci nu uitați de butonul de like, subscribe dacă vă plac aceste videoclipuri. Știu că acum de luni, cam așa, până joi, nu prea a fost cine știe ce, dar da. Dacă mă susține, mă susține și așa. Alții, un exemplu, ei nu prea fac roleplay, dar da. Salut! Salut, am o întrebare. Salut, spune. Ai zis că nu poți să faci Da, ticket Varus. am bug, da, de-aia zic. Nu-ți Aia merge fost. capul? Nu. Reload. Dar mai am o chestie să zic. Zi. Vezi că nu merge să mă schimb și să iau mașină. Păi, da, logic, dacă nu-ți merge capul. Practic, tu ești în offline session, trebuie să dai reload. Oh, ok, bine. Ei, salut! Pentru cheeseburger. Da, nu mă așteptam la asta. Brânză, ce, dar hai să vedem dacă avem. Câte din toate, câte una. Carne de vită, deci carne de vită mai trebuie din câte. Carne de pui. Mă duc să-mi iau și mașina. Snake. Ce trebuie? Cheeseburger. MC puișor. MC puișor. Carne de pui, maioneză, chifle și castraveți. Bun. Castraveți murați, chiflă. Și ce mai zis? Mai că am înțeles. Și carne de pui, mai un carne de pui, mă. Ai, n-am luat-o. Ce ai, colegul? Dă omul cu capul, ești nimon? Na, pe aici mai găsești tot felul de băieți. Gen, da, ce mi trebuie? Un snack, un shake de vanile? Snake. Bun. Una. Mergem frumos, ne luăm mașinile și let's go. Mergem la livrat. Am înțeles, închiriasă. N-ai răbdare. N-ai răbdare deloc. Am nevoie de 5 bandaje și o trusă de reparat. Și de unde pula mea să-ți facă rost de 5 bandaje cu aia? Și o trusă de reparație, da, e... Da, nu mai zic nimic. Mă sună pentru 5 bandaje, frate. Eu înțeleg că sunt deliver, dar de unde vrei să-ți fac? Eu sunt cu McDonald's sau cu de alea, frate. Te chem un taximetrist, ești nebun la cap. Cred că astăzi o să... Na, seară. Am văzut că au venit foarte mulți la noi. Na, o trupă de, cred că vreo 16 băieți au fost, băi. 16 băieți. Nu prea am avut așa dispoziție și am plecat, că, na, ați văzut, în episodul trecut ați văzut care toată schema. Dar pe aici mai stă poliția. Hai să le vrem și pe ăsta. Am înțeles. Intrare. Fuuu, 2000 MC toastă, MC puișor și Sprite mică. Bun, doamnă. Și pe unde mai exact? Trebuie să mă duc până la mine. Pe cam mă dau. Ioi, ce era să dau acum cu ăla. Bine, că normal... Nu. No.
sper să nu întârzi cu comanda, dar... normal, dacă ar fi cumva să putem vorbi, apropo, de ce care jucați pe Full Play și, un exemplu, ați făcut asta, jobul ăsta. Se poate vorbi pe undeva între noi, gen 200 de la MC, că... Na, ideea mea care ar fi? E un coleg de-a tău acolo, să facă el, știi, și pentru tine, tu te-ai dus, nu m-ai luat. Și după aia împărțesc banii, na, na. Adică unul care să fie acolo, care lucrează, pardon. Da, energizam și, na. Unul care lucrează și unul care livrează. La ala care prelucrează îi dai ceva bonus de pe comandă, îi dai, nu știu, 5-10%, ar fi o idee, nu zic și eu. No hate, că nu vreau să, doamne vrește, să zic ceva, da? Na. McDonald's, hai să ne băgăm mașină și mergem să-l facem. Deci am situat două. MC pușor. Hai să fac pușorul. Le iau pe toate. Ca așa un exemplu, știu unul și bunul care toate schema. Merge treaba, colegul. Auzim? Ce merge treaba. Încă te aude dacă e. Câți bani ai putezi? Nu știu, nu prea, că am dat cum am venit pe tură, tu? Am înțeles, am făcut vreo 10-20 de mii cum așa. Ui, ui, e bun. Mm. Păi auzi, ce vreau să întreb. Dacă vine unul și comandă de aici, cam cât e un meniu de MC Puișor, un exemplu? Poftim. Cât e un meniu de MC Puișor, dacă vine unul și zice, bă... Mac Puișor? Da. Nu știu, zici când vine tu, nu contează. Na bine, unul mi-a zis că ți-a cer un milion, nici nu bun. Pe un Mac Puișor și pe un Sprite. Cam mult. Trebuie să mai au chiflă. MC Puișor, cred că... Hai, bine, te las, baftă la tură. Pa, pa, pa. Hai să vedem. Bun. Și un Sprite mic. Păi înseamnă că lucrează omul, adică e bine. Vezi? Știi care e faza? Asta e faza la mine. Că eu normal, stai să văd ce am pe aici, man. Că trebuie să fac câte două. MC2, what the fuck, MC2 asta. Mănâncă, frat. Ești nebun. Hai să pui short 3, toa Sprite-ul. M-am și mumea la mine. Oricum, la un moment dat, cred că, da. O să mă duc să-mi cumpăr și o mașină pe viitor. Dar, na, până atunci să vedem care treaba, ci că 10-20 de mii am făcut pe atunci, de mult la cap. Asta e, trebuie bordură. Deci, suntem și delivery și producător. În acest episod, cam asta o să vedeți. Sper să nu ajung în ceva zone mai periculoase, în care, na, mai fiu și jefuit și omorât, doamne ferește că n-am chef. Adică... ce ne avea pe serverul ăsta să moară până la urmă? Bine că dacă nu ai nimic la tine, gen toți banii ți-mpâți în bancă și un alta, nu prea ai treabă, dar... dacă ești așa că mine mai noob, adică mai începător, și le ții cam multe la tine, nu prea e ok. Bă, de ce se turează mașina asta? Asta ești nimeni la cap, mamă, unde mă pune între blocuri pe acolo. Normal, la job legal nu prea are voie să te jefuiască. Și aia prost ar fi să nu-și deie seama. Mi-a zis un coleg ieri că cu băieții aia care erau acolo vreo 16 la McDonald's s-au cam luat de el. Dar, nu. Bine că s-a chemat mai multe chestii, întărire ale alea, ce era și așa mai departe. Trebuie să mă duc, nu știu că, știi care faza, le-aș face mai multe din toate. Dar dacă fac mai multe, nu știu dacă chiar e ok până la urmă. Nu știu, o să văd. Dar normal am luat acolo de, pot să fac de toate, de câte una.
Nu e combinație, nu e. Să iei de toate, să faci numai așa, nu prea e. Dar nu e chestia să alegi castravețe murați la tine în geantă, adică... Cine ar face chestia asta? Mai episodul ăsta se va posta pe miercuri. Nu, pe joi, scuze, pe joi. Așa că... Dacă merge totul bine... O să... Poate până luna viitoare... O să vedeți ceva frumos din partea mea. Asta ce ar însemna? Poate până joi viitoare deja o să fim pentru organizație. Ori poliție, ori mafie, ori... Dacă merge chestia aia. Bine că... Na, să vedem. Prima dată la mafie, din câte am înțeles, trebuie să fie săgeată, na. Dacă e să fie mai asta, eu, să lucrăm pentru ei. Ce să zic? Na, nu vine poliția. Am un mic pășor de luat, un shake de vanilie, snake, toate bine să zic, și două sprite-uri. Ne grăbim. Și mă mir eu de ce le ascund de gen colegii când lucrează mult, știi? Două sprite-uri. Sprite mic. Un shake de vanilie. Și un mac pușor. Hai să văd dacă am toate pentru mac pușor. Mac pușor. Lipsește chifla. Ai cu metric, acum o luăm. E bine că pe ala nu plătești nimic, ai zis, mă. Nice. Hai, merem. Salariul trebuie să ne intre imediat. Deci faci și bani, nu te supără nici nimeni. Bine, dacă și tu ești bombardier, adică... Na. Plătești, știi? Nu știu de ce s-au dat așa, cred că e de la modul de grafică, dar... Na, vedem. Nu prea parcă realistic se aude. Oare o fi schimbat ei ceva sau... Hai să vedem ce am la mine. Salată, mamă, ce am pe aici? Fanta. Două Fanta. Bea una. Că și nu la rândul nostru. Mă, băiatul... Îl știți pe băiatul ăla Virgil sau cum îl cheamă de pe livestream? Am zis la un moment dat că, bă, că mai merg, mai povestim, mai în alta, pula, băiatul. Persoane de genul nu-mi plac, adică e de Caterinca numai atunci și după aia... Na, asta e. Da, de ce semnalizez? Nu vine nimeni, let's go. Ioi. Am înțeles. Mi-a dat numai un avertisment. M-aș cam întoarce pe aici, da. Păi dacă tu ai trecut pe roșu normal, și eu puteam să trec. Ia haide numai, că el de acolo n-are cum să mă vadă pe mine așa. Dacă îi s-o dăm, s-o dăm. Înțelegeți voi cum s-o dăm. Nu, bun, aici trebuie să-l livrez, da. Ia, doamna, pachetul, ești numai la cap. 140, e bun, cheeseburger Big Tasty și un Sprite mic. Cred că pe viitor o să aleg să mă bag live stream la treburi de genul, adică să nu mai combin meciul, ci să... Da. Ci să... Nu știu, cred că vreau să mă bag live. Asta e. Cel mai bine. Apropo, să revin la ce am vrut să zic. Azi e joi. Cred că pe sâmbătă se va face un event. Deci așa că ne auzim pe sâmbătă pe live stream. Dar o să fac sâmbătă mai spre seara. Ca să știți de acum. Sâmbătă mai spre seara, că e sâmbătă, vrem să dormim una alta, știți? Bine că nu vine garda. După mine. A, păi pe unde merge ei știu. Ce să nu fac mari accidente. Mamă. Trebuie să mă duc pe ăla. Trebuie să mă duc să fac comanda prima dată la femeie.
Chiar și propune soția asta să stea unul acolo și să-și, el, ăla care stă acolo, în exemplu, să-și ia mai mulți bani. Și după aia, pe lângă că nu așa ce mai mulți bani, ne face și nouă cu menzele, știi? Păi aici suntem, acolo suntem, așa și așa. Bă, dă-mi Mac! Am luat... Ce are ăla, mă? Două sprite-uri? Bă, dați-mi Mac! Băga boba asta, lăsați-l în pace. Ce bă, îmi dai Mac? Îmi dai Mac? Bă! Ia zi! Dă-mi Mac! Dă-mi Mac, păi nu o să zice un teroc sau... Pula mea! Ești ca băga boba, lasă-l în pace. Dă-mi Mac! Cred că-ți dau una peste față, nu Mac. Bă, dă-mi Mac! Bă, colegi, dacă e așa, chemați și voi poliția. De ce, bă? Dă-mi Mac. Ieși afară. Dă-mi Mac. Ieși afară. Dă-mi Mac! Da, bine. Dă-mi Mac. Bine, aștept. Vreau Mac. Stai să sună poliția și îți dau poliția, Mac. Aștept. Ce-ți carne de vită? Nu, poliția nu-mi dă Mac, papa. Carne de vită? Băi, prietene. Chifla. Ce colo, mă? Dă la maica sau undeva. Bun, mai am nevoie de încă unul. Lipsește două brânzi cezar. Mă rog, cedar. Pula mea. L-ai dat afară pe ăla? Carne de vită? M-am înțeles. Unul n-are loc de aici. Unul. Bun. Așa. Deci, două cheeseburgeri. Mă rog, unul. Big Taste 2 și un Sprite. Bă, ăsta cred că și beau aici, nu? Că e dulce, așa. E fain. Sprite mic. Două. Pam, patru. Mai pe dacă te plătesc bani pe de astea, are combinație cu Mac-ul ăsta. Adică cine s-a gândit să-l pună și în funcțiune, mare combinație, da? Bine, mai bine cât un bombalou de ăsta și... Da, că în poliție și asta e. Degeaba. Când e un oraș frumos făcut, întreținut de primar și una alta, se vede diferența. Joburi noi, chestii treste, alea bacarele, două cheeseburgeri, deci shake de vanilie, două bucăți, Sprite mic. Bine că s-a aici aproape. Aia cred că acolo stau și-l fac. Și mă rog, își fac de toate și după aia stai. Parchează. Bagă mașina în garaj și let's go. Bun, deci să iau, să încep de aici. Sprite mic, două bucăți. Am înțeles, nu știu de ce am luat Sprite, că mă, mi-a dus aminte că am. Cheeseburger, două bucăți. Cheeseburger. Să vedem ce nu am. Lipsește prânză cheddar, parcă văd că mai lipsește încă ceva. Mă să spun drumul, da. Carne de vită. Așa. Dacă mai lipsește și parcă văd chifla. Ți-am zis. Bun, chifla, două bucăți. Așa. Cred că aici găsesc eu job aici de mult la cap. Dublu cheeseburger, nu comanda nimeni așa ceva. Încă unul. Hai, că mai am acolo, normal mai am. Prânză ce, what the fuck, dar eu am luat două, frate, două. Băgăm-ne și parcă văd că și chiflă. Ia să iau și o chiflă. Carne de vită. Scoată martelanul din noi. Bun, blană. Haide. Let's go. Bă, dar mă enervează căcatul ăla, mă. Da, și asta. Na, bun. Bine, beții. Mai livrez și pe ăsta și... Am înțeles. Am eu livrează cu mașina lui personală. Ne auzim, o livrez pe ăsta și după aia ne auzim la un nou videoclip.
Poate o să facem o combinație mai bună. Mergem la un bar, mergem la de-asta și plan nou. Din banii pe care am câștigat ne luăm o zi liberă. Și asta e. Poți cumpăra BMX? Da, frate, cine Pinter zice. Hai că am parcat aici. Ia, boss. 700, ai plătit acolo, ești nebun la cap. Bine, băieți, eu aici v-am lăsat. O zi frumoasă să aveți. Ne întâlnim la un nou episod. Sunt cu mașina noastră de Mac. Pușor. Alea ce era. Știți și voi care toată schema. Deci, v-am pupat. Pa, pa.